Bună seara, doamnelor și domnilor, salutare! Bine v-am regăsit din nou duminică și din nou suntem alături de dumneavoastră. Cu siguranță ni s-a făcut dor de toată lumea frumoasă și bună care e cu ochii pe noi pe Postul Național de Televiziune. Începe o nouă seară feerică. Dor de voi! În continuare, dorul persistă, pentru că în continuare, din păcate, persistă și această pandemie de COVID-19. Iar inițial vrem să vă readucem aminte că trebuie cu toții să fim vigilenți, să fim raționali, să păstrăm acea distanțare fizică și cât mai curând posibil să putem să ne vedem și fizic la concerte. Și dacă tot am dat-o deja în noutăți din astea mai puțin plăcute, să-i anunțăm și pe cei care sunt cu ochii pe noi că, din păcate, pentru noi, și asta deoarece ne-am simțit tare bine, astăzi este ultima ediție, este ultimul concert din seria Dor de voi, așa că astăzi trebuie să ne distrăm exact cum nu am făcut-o niciodată. Asta doream să zic și eu. Nu ar trebui să fie o veste tristă. Nu ar trebui să fim cu toții triști. Ne-am bucurat pe parcursul verii de muzică live, 100% aici, cu artiștii îndrăgiți. La fel o vom face și astăzi. Trebuie cu toții doar să ne ridicăm de pe fotolii, din pat, și să dansăm. Nu uitați să ne scrieți pe pagina de Facebook Moldova Concerte de unde ne urmăriți. Trimiteți acel link și la ceilalți ca să vadă cât mai multă lume acest concert din această seară. Asta deoarece vă reamintim cu mare plăcere. Acest proiect a devenit unul internațional datorită dumneavoastră, cei care urmăriți aceste concerte minunate oferite de cei mai îndrăgiți interpreți din Republica Moldova. Cred că am ajuns pe toate continentele, iar astăzi avem muzică pentru fiecare dintre dumneavoastră. Inițial însă trebuie să dăm cezarului ceea cezarului, astfel vă aducem la cunoștință cine sunt organizatorii. Mulțumim Moldova Concert pentru posibilitatea de a fi aici în fața dumneavoastră și desigur pentru acest proiect de durată, pentru că a durat. Deja suntem la 16-a ediție, nu știu câtă e. Cam mult, n-am numărat. Puțin, mult. Dar frumos și bine. Cam asta e ceea ce contează. Mulțumim, desigur, și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru că acest proiect se desfășoară sub egida lor. Un lucru pentru care le suntem foarte recunoscători. Da, hai să rectific. Sunt 10, m-au arătat cu degetele colegii din regie pentru că știți cum e. Cu număratul eu stau puțin mai prost. Oricum, ai spus câte ai fi vrut să fie, de fapt. Poate că aș fi vrut să fie 16. Oricum. Hai să nu lungim noi prea mult lucruri aici de pe scenă și să trecem mai departe la ceea ce vom face în această seară. Este momentul să vă aducem la cunoștință cine vor urca pe scenă. Așadar, în această seară, cu dor de voi, va evolua, desigur, Maria Sarabaș. După care urmează Geta Burlacu, Mihaela Tabură, Vali Boghean, surorile Osoiano și băieții de la Brio Sonores. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru dans, pregătiți-vă pentru a asculta muzică de calitate cu dor de voi în această seară. Maria Sarabaș.
Bună seara, dragi telespectatori! Nouă tare ne-a fost dor de dumneavoastră. Ne este dor deja de 5 luni jumătate, nu v-am văzut la față. Ne este dor de o sală plină cu spectatori, să vă vedem ochișorii, să vă auzim aplauzele, să vă simțim energetica dumneavoastră pozitivă, acea energetică care nouă ne-a dat aripi și ne-a susținut atâtea și atâtea decenii. Dragi prieteni, trăim acum alte timpuri, timpuri mai grele, dar această situație este o situație ieșită din comun, este o situație mondială. Să nu disperăm, să luptăm cu această intemperie a timpului, să nu pierdem credința în Dumnezeu, speranța și credința, pentru că dacă Dumnezeu este cu mine, de cine mă voi teme? Astăzi este un spectacol frumos cu o echipă de creație de băieți tineri, băieți și fete tineri, foarte bine pus la punct absolutamente tot aici în studio. Să respectă toate regulile de a nu ne molipsi, de a nu ne virusa. Sunt băieți profesioniști și sperăm că până la sfârșitul acestei emisiuni dumneavoastră veți rămâne acolo în fața ecranelor și ne veți susține așa precum ați făcut dintotdeauna. Vă mulțumim mult pentru prezența în fața ecranelor și vă dorim multă, multă sănătate și bucurii în toate. Iar iată noi, artiștii, astăzi, pe vreme de pandemie, am venit din nou să vă facem veselie.
Tara diri, diri diri, mane.
prieteni, sperăm că spectacolele noastre v-au adus multe revelații și de acum încolo vă dorim multă, multă sănătate și vă invit la frumosul dans de acolo, de la sud, o bătută frumoasă, chiar de acolo, culeasă, chiar de la Colibaș. Doamna Maria Sarabaș a dat astăzi tonul, prima care a urcat pe scenă și care a adus muzica în casele dumneavoastră. Salutăm pentru toți cei care au reușit până acum să ne urmărească, care au reușit să ne scrie. Salutări în Italia, în Rusia, în Franța, în România, în Germania, indiferent unde sunteți, încă așteptăm mesajele dumneavoastră. Și salutăm desigur toți telespectatorii care ne urmăresc din toate colțurile Republicii Moldova, pentru că știm că sunteți zeci de mii, pentru că noi deja cunoaștem din surse demne de încredere că vă place să fiți cu ochii pe acest proiect minunat, pentru că face într-adevăr serie de duminică mai delicioase. Desigur, puteți să ne urmăriți pe postul public Moldova 1, iar în cazul în care trebuie să ieșiți de acasă, în cazul în care trebuie să vă întâlniți cu anumiți prieteni la această oră, puteți să vă bucurați împreună de muzică de calitate, pentru că pe Facebook, pagina Moldova Concert, puteți să ne urmăriți live de acolo. Noi vă reamintim că aici aveți parte de muzică de calitate 100% live, oferită de cei mai îndrăgiți interpreți din Republica Moldova și chiar de ultima ediție a acestui proiect, eu vă propun să încingem dansul, să dăm volumul la maxi, pentru că și vecinii dumneavoastră tot urmăresc în direct această emisiune. Bine, și până la urmă poate fi o competiție. Cine dintre vecini are un sistem audio mai bun? La cine se aude muzica mai tare? Asta ar trebui să conteze în aceste momente. Sau cine dansează mai bine? Sau cine dansează mai bine, dar oricum, nu uitați, păstrăm distanțarea. În cazul în care suntem în propria ogradă, nu mergem la vecini să dansăm cu ei, pentru că nu se permite, știm cu toții cum e. Doream să vă mai transmit încă un mesaj, pentru că am citit foarte multe.
multe din ceea ce a scris dumneavoastră prin mesajele de pe Facebook, iar foarte multă lume scrie că este dor de țară, este dor de casă. Știm, înțelegem că aceste sentimente sunt unele foarte complicate, foarte grele în această perioadă în mod special, de aceea sperăm că acest proiect să vă aducă zâmbetul pe buze. Și apropo, haideți să vedem și partea plină a paharului. În toată această perioadă de pandemie, poate am găsit mai mult timp să ne ocupăm de sufletele noastre, să ne dăm seama de cât de importanți sunt membrii familiei și prietenii adevărați. Iar în continuare, pentru toată familia care ne urmărește în această seară, cu dor de voi, Geta Burlacu! Și cât aș vrea să-ți spun, de mult nu ai mai fost pe acasă. Vreau să mă ții de mână, să alergăm în zori, ca în copilărie, printr-un lan cu flori. Cu tine iar mă simt cea mai frumoasă. Mii de kilometri am umblat în lung și în lat, inima și dorul acasă mi-am lăsat. Te cheamă mereu, acasă e loc. Cerul-i mai înalt și iarna soarele-i mai plin. Și câte doruri te așteaptă la fereastră. Aici stelele-ți vorbesc, în graiul lor dumnezeiesc. Că nicăieri nu e mai bine ca acasă. Și țări, pe unde am petrecut atâtea primăveri. Vreau să revii la mine doar acasă. Știu, drumul ți-a fost greu, știu, nu ți-a fost ușor. Strângem-mă în brațe, sărutăm-mă cu dor. Vreau să rămâi cu mine doar acasă. Mii de kilometri am umblat în lung și lat, dragostea și dorul acasă. Aici stelele-ți vorbesc, în gra-
Bună seara, dragii mei! Să știți cât de mult mi-a fost dor de voi și chiar dacă nu sunteți acum în această sală, să știți că eu simt bătaia inimii dumneavoastră și eu simt susținerea dumneavoastră de acolo, de acasă. Добрый вечер, дорогие мои! Сегодня только о любви! Вишневый вкус, табак и дым. Кто просто так, а кто любим? Кто просто так любим? Я мчу по встречной полосе, я мчу не от тебя к тебе, я мчу к тебе. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты пароль, мой пароль. Уйду, неразгаданный союз разбавит блюз, вишневый блюз. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты пароль, мой пароль. Наш заказ — это был не просто блюз, вишневый блюз, вишневый блюз. Держится в руке, оставив стрелку на чулке. Моя рука в твоей руке. С тобой так сладко, хорошо. Луна скользит на теплый шелк. И я хочу еще, еще. Алкоголь, не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты пароль, мой пароль. Вишневый блюз, вишневый блюз. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты пароль, мой пароль. В ночь приду и в ночь уйду, неразгаданный союз разбавит блюз, вишневый вкус. Замечаем мы часов, обрывки на любовь. А мне спешить пора к шести, ты говоришь, не уходи. И мы спешим любить. А в крови не алкоголь, не табак, не раны, соль, а ты пароль. Вишневый блюз, вишневый
ce să vă spun? Se spune că frumusețea va salva omenirea. De fapt, mie mi se pare că nu frumusețea va salva omenirea, ci dragostea. Pentru că любовь это, наверное, то, что рождает красоту. Или можно сказать по-другому. Все, что любишь, все очень красиво и все по душе. Дыхание сбито, напою тебя водой. Пусть говорят, что ты не воспитан, и с тобой один неплохой. Глаза в глаза, других мы не видим, что же с нами произошло? Да что могло, уже все случилось, об этом знаем лишь мы вдвоем. Без тебя мне жить напрасно, я так не смогу. Для меня нежнее нету твоих сладких губ. Я смотрю и понимаю, мы теперь одно. Но кем-то всегда был спасен. И ворон нам не достался в добычу, чьей-то рукою ведем. Ты загадал на звездопаде то, что нельзя загадать. А я не знала, что мы не глядя, как птицы умеем летать. Без тебя мне жить напрасно, так не смогу. Для меня нежнее нету твоих сладких губ. Я смотрю и понимаю, мы теперь одно. Значит, так угодно небу, значит, суждено. Fa
fac ce vrei cu mine. Ori sunt păcat, ori sunt icoană, eu sunt balzam pentru rană. Naivă și seducătoare, o lacrimă dar și iertare. Drumul meu urcă și coboară, a mine zi la tine seara. Ori te ascult, ori nu auzi, știu mă iubești așa cum sunt. Și mai am o piesă de care mi-e tare, tare dragă. Vreau să o dedic tuturor mamelor din lume și pentru a mea. Vreau să o dedic tuturor copiilor din lume și copiilor mei. Să știți că noi întotdeauna așteptăm să ne sunați. Și dacă nu întotdeauna pentru mame, răspundem, vă rog să ne iertați. Noi tare vă iubim. Dimineața cu gândul, unde ești, ce să faci când să pleci? Telefonul, cafeaua și vinul îți dau palme prea aspre și reci. Te ridici din cearșafuri cu taine, iar în cap ți se zbat doar chemii. Tu promiți să fii altul la toamnă și că-s iarăși în lume de copii. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Ea știe cum se face zama, ți-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună. Îți cântam și prin somn melodii. Când părea că durerea nu moare, căutai lacul în ochii mei vii. Acum parcă le știi chiar pe toate și nu ai un minut să-mi răspunzi. Tu promiți să fii altul la toamnă, dar ca-s iarăși în luni de demult. Răspunde când te sună mama, apasă
să pauza pe net. Ea știe cum se face zama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Dacă viața ar fi ca o carte, să dai fila când vrei înapoi, mamele n-ar muri niciodată și-ar fi veșnic alături de noi. Dacă viața ți-ar pune cătușe, să nu vezi cerul alb albăstriu, mama știu că n-ar face cenușă, sună azi, mâine ar fi prea târziu. Răspunde când te sună mama, ea știe cel mai bun secret, că viața asta nu e simplă și poți greși indiferent. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net, ea știe inima când doare, fără wifi și internet. Te sună mama. Răspunde când te sună mama. S-ar putea să-ți transmită și pe internet un link, unul care trebuie deschis. E pe pagina de Facebook Moldova Concert și puteți să ne urmăriți. Da, mulțumim mult, Geta Burlacu, cu extraordinară ca de obicei. Iar pe dumneavoastră vă invităm în continuare să rămâneți aproape. Dar mai întâi de toate vă invităm desigur să vă telefonați mămicile și să le spuneți cât de mult le iubiți, țineți la ele și desigur ne-am bucurat tare mult dacă ați urmări această emisiune alături de ele. Bine, nu doar mămicile, sunați și tații, acum trebuie să o parte a bărbaților, nu? Sigur. Da, sunați și prietenii și frații și absolut toată lumea. Nu uitați, e foarte important, într-o lume din ce în ce mai rapidă, să nu uităm să mai punem câteodată piciorul pe frână, să mai stopăm lucrurile, să mulțumim atunci când e nevoie, să cerem scuze atunci când e nevoie și, desigur, trebuie să fim mai buni unii cu alții. Apropo, dacă vorbeam noi de familie, să-i telefonăm, să-i apreciem, ce ar fi să ne scrieți și dumneavoastră de unde ne urmăriți chiar în aceste clipe? Pentru că noi continuăm să primim tare multe mesaje și ne sunteți tare dragi, iar atunci când citim, vă mulțumim, într-adevăr, ne-ați atins coardele sufletului. Ce bine e că vedem interpreții noștri. Ni se umple inima de bucurie. Da, ne dorim foarte mult să fiți mai receptivi în această seară. Desigur, vom da noi startul. Noi suntem în Chișinău, apropo, de aici. Suntem în fața dumneavoastră. Acum, toți cei care sunt din Chișinău să ne scrie. Cine e din nordul țării, din sudul țării, din centrul Republicii Moldova sau poate de peste hotare, așteptăm absolut toate mesajele, pentru că fiecare dintre ele contează. O distribuire la fel nu ar face rău. Mulțumim încă o dată Moldova Concert, mulțumim mult Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și desigur postului public Moldova 1. Noi continuăm această seară minunată, zic eu, pentru că surprizele se vor ține lanț, așa că rămâneți aproape de noi. Iar pentru că muzica este cea care vă ridică și vă face să dansați, în continuare, cu Dor de voi, Mihaela Tabură!
Vă spun cu drag și eu bună seara, dragi telespectatori. Sunt foarte emoționată pentru că mi-a fost și mie dor de scenă, mi-a fost dor să cânt melodiile mele, pe care, desigur, le fac pentru dumneavoastră. Nu aș putea să nu menționez organizatorii și să le mulțumesc pentru ocazia de a veni în fața dumneavoastră, domnului Andrei Locoman, și sperăm noi că vă aducem un pic de lumină și puțin soare în sufletele dumneavoastră atunci când ne urmăriți. Haideți să ne veselim în această seară și să ne simțim cât mai bine. Doamne ajută și multă sănătate! Și nici nu mă cut la treabă, arnică-s cu mâna iute, moldoveancă-s neam de frunte, mândră sunt că-s moldoveancă, cânt la lume că mi-e dragă, nu-i ca mine alta sat, nici la joc, nici la cântat. Drobăiți, jucați cum știți, lângă lăutari vestiți, răzună trompetele, joacă moldoveșelii și joacă lângă mine. Păi nu se face de rușine, mă! Toată viața nu mai uită că sărută cu dulceață, cu cel drag trăiesc o viață. Moldovean că îți din iam, poate-i mândru moldovean, când trupăim amândoi, chiuie lumea cu noi. Mândră sunt că-s moldovean, când la lume că mi-e dragă, nu-i ca mine alta sa, nici la joc, nici la cântat. Drobăiți, jucați cum știți, lângă lăutari vestiți, răsună trompetele, joacă moldoveșelii.
și vreau să dedic această melodie pentru toate surioarele. Să ne trăiți! Frunzulița să trăiește mai ușor. Dacă am vreo supărare, o, of, inimioara mea, îmi desfac sora mai mare, ce m-aș face fără ea.
nume. Nu spun că lumea e rău, dar mai ca în satul meu, cu pădurea lângă casă și pâinea caldă de masă, dorm e de casă și de satul meu. Cu suflet de copil să mă recorez de dor cu apa de la izvor. Satul e la tine vin tot cu suflet de copil, la căsuța văruită, la bunel și la bunică. Dor mie de casă și de satul meu și de-a mea copilărie, mi dor, Doamne, mere. Mulțumesc tare mult, sper eu că v-a plăcut aceste melodii și în continuare aș dori cu tot dragul să fac două premiere în cadrul acestui spectacol minunat online.
două melodii absolut în premieră pentru dumneavoastră și pentru mine, așa că sper eu tare mult să vă placă, alături de Orchestra Lăutarii, și le mulțumesc pe această cale. Doamne ajută, sănătate! Haideți cu toți la joc! Eu cheamă pădișor la joc.
mari la pălării, o jucat ce potili și-o rupt în plin. Hai jucați flăcăi și voi, cum se joacă pe la noi, stau tărețul legănat, așa ca la țar. Și uite așa am jucat împreună cu Mihaela Tabără în această seară. Și am avut parte și de o premieră. Apropo, noi vă remulțumim de fapt de fiecare dată pentru faptul că sunteți cu ochii pe noi, pentru că ne scrieți mesaje din toate colțurile lumii. Am văzut deja mesaje și din Irlanda, din Spania, respectiv. Înseamnă că misiunea noi am îndeplinit-o. Da, chiar acum doream să zic că probabil s-a dansat și la Dublin, s-a dansat și la Torino, și la Bacău, și la Timișoara, și Cahul, și la Ocnița, și la Nisporeni, Ungheni, Orhei și tot așa mai departe. Nota 10 la geografie. Da, îți mulțumesc foarte mult, doamna profesoară, să rămână pe această cale. În continuare, la fel, vom continua să dansăm, vom continua să fim alături de dumneavoastră, pentru că motivul pentru aceste concerte sunteți voi, telespectatorii, cei care ne urmăriți, publicul, cel care este dornic de muzică. Și muzică urmează să ascultăm, așa că rămâneți alături de noi, pentru că urmează o voce romantică, o voce plină de dragoste față de neam, patrie, tot ce e frumos pe lume. Da, sunt sigur că în clipele ce urmează, doamnele vor da volumul mai tare. Domnii, bine, vor fi și ei acolo pentru a asculta, pentru toată familia, cu dor de voi, în această seară. Vali Bogdan! Bună seara tuturor! Nici o zi fără tine, ești toată parte din mine. Chiar dacă plouă rece, dimineața-i pustie, fără sărutul tău, ești liniștea din mine, tăcerea glasului meu. Tu ești totul.
Iubiți-vă, neamule, iubiți-vă. Dar e frumos și să visăm. Următorul cuvânt este visul. Seara, vă mai zic încă o dată și mă bucur astăzi să fiu și eu aici. Vreau să vă zic că
cel mai mult și cel mai bine doar acasă poți trăi. Cred eu asta și cred ferm. Următorul cântec așa și se începe pe textul Efim Chicu. Un cântec care îmi doresc să ajungă o valoare, un simbol al neamului nostru de a ne autovalorifica. Cel mai mult și cel mai bine doar acasă poți trăi. Dacă ești departe, vino. Dacă nu, nu te porni. Și pe pat să trăiești mai mult ca alții. Nu-i atât de complicat. Un cireș lungește vara dacă-l pui și dacă-l ai. Viața-i lungă doar în țara unde rădăcină ai. Cel mai mult și cel mai bine doar acasă poți trăi. Dacă ești departe, vino. Dacă nu, nu te porni. Apoi tăiul cu mirosul te adoarme în codru dus. Și la vremea scuturării îți dă niște zile în plus. Yeah.
dacă nu, nu te porni. Cel mai bine doar acasă poți să trăiești. Dar acest cântec ne-a format pe noi toți. Galbenă gutuie, oameni buni, este cântecul neamului nostru. Și sper de acolo, de departe, să cântați cu noi. Dulce galbenă lumină, cum și eu băla eram, mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Sper că mai există lume care își aduce aminte acest cântec. Sper că această gutuie ne va uni în aceste vremuri grele. Și cred că cei care nu sunt acasă, într-o bună zi o să-și dea seama că acasă nu este nicăieri. Și sper să cântăm împreună. Galbenă gutuie, dulce amăruie, toată viața noastră, lampă la fereastră, toată viața noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutui le-mpodobea. Mi-a pus mama la fereastră în odaia de la drum o gutuie îngălbenită. N-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Luxul mamii cel mare.
simțeam. Era pâinea de pe masă și cutuia de la geam. Cu toți împreună de acasă, acest cântec care urmează, cred că n-aș putea să închei acest mic recital, boschetar pentru cei îndrăgostiți. Dacă aș putea, da, în chirie, dragostea mea, pentru tine. Aveți ocazia acasă să vă cuprindeți, să mai sărac decât pustiul, unde nu plouă niciodată, dar eu știu că ploaia vine. De câte ori să vă, toți îmi spun că în pustiu nu plouă, dar nu cred pe nimenea, pentru dragostea mea nebună, și în pustiu va ploua. Iubito, de când o iubesc, știi bine. Iubito, de când te iubesc pe tine. Dacă aș putea, e doar vina mea, am ales pustiul. Știam că nu ploaia, dar dragostea ta îmi poate schimba.
Extraordinar. Nu cred că am să exagerez dacă am să zic că foarte multă lume probabil a avut pielea de găină în aceste momente la ultima interpretare a lui Vali Bogdan. Eu am plâns. Da, asta faceți voi femeile și noi bărbați atunci când iubim. Și asta pentru este un sentiment extraordinar. Pentru că suntem în căutarea umărului vostru, ca să știm total că sunteți acord alături de noi. Eu m-am amintit de orele de chimie pentru că am înțeles un lucru. Vocea lui Vali Bogdan e de fapt un catalizator, pentru că te face să trăiești altfel toate sentimentele. Sunt total de acord cu tine. Sunt sigur că emoțiile sunt la cote maxime în casele dumneavoastră, de aceea vă invităm să rămâneți și mai departe aici, alături de noi. Salutări din nou în Portugalia, în Italia, în Spania, în Franța, în Marea Britanie, în Danemarca, Germania, România, Rusia, Ucraina, Republica Moldova. Oriunde ați fi, ne este dor de dumneavoastră. Oricum, dorul trebuie să fie consumat corect alături de cei dragi. Încercați să luați ce e mai bun din această perioadă, astfel încât nu ezitați să dați frâu liber emoțiilor, cuvintelor dragi și, desigur, să rămâneți aproape de noi, pentru că surprizele din această seară continuă. Sunt total de acord cu tine. În contextul a tot ceea ce se întâmplă pe plan mondial, nu avem posibilitatea să avem un concert live cu public, însă dacă în această ecuație ar intra și publicul, sunt sigur că în această seară ar vibra cu noi aici alături. Să rămână doamnelor care urmează să vină pe scenă, pentru că sunt extraordinare, iar vibrațiile continuă. Cu dor de voi! Surorile Osoianu! Joacă-mă, băi,
și bine v-am găsit, dragii noștri! Ne-a fost dor de voi! Am venit cu cele mai frumoase cântece pentru dumneavoastră! Pe mama
Mulțumim tare mult!
Mulțumim! Mulțumim tare mult pentru invitație organizatorilor acestui frumos proiect Moldova Concert, Ministerul Culturii, Televiziunea Națională, Moldova 1. Am venit cu cele mai frumoase melodii. A fost o plăcere și o mare bucurie să cântăm astăzi pentru publicul nostru drag, pentru iubitorii de folclor.
mulțumim! Mulțumim tare! Surorile Osoianu, pentru dumneavoastră în această seară extraordinară, ca de obicei. Hai să recunoaștem totuși că atunci când privești, asculți muzica pe care o interpretează surorile Osoianu, nu ai cum să nu te îndrăgostești de tot ce înseamnă valorile folclorice, portul nostru popular, așa că, stimați telespectatori, toată lumea care ne urmărește chiar în aceste clipe, încercați să apreciați tot ce avem mai valoros în neamul nostru. Desigur, e și o doză de patriotism, care este foarte importantă în mod special acum, în 2020, un secol, după cum spuneam astăzi, al vitezei. La momentul actual, parcă nu mai avem timp de nimic, deși probabil ar trebui, după cum spuneam, să mai punem piciorul pe frână, să mai vorbim cu cei apropiați, să ne dăm seama care sunt valorile noastre și unde ne dorim să ajungem. Din fericire, în cadrul proiectului Dor de Voi, încercăm să promovăm doar ce este frumos, ce este util și, desigur, încercăm să creăm un frumos palmares pentru generațiile care vin și să ne pășească pe urme cumva. Dar să vină generațiile după noi, de ce și nu? Să vină toate bune. Generațiile. Oricum, îmi dau seama acum că timpul este limitat. Din ce în ce mai puțin timp a rămas până să încheie acest frumos proiect Dor de Voi. Reamintim acest lucru. Am fost pe parcursul verii alături de dumneavoastră. O vară superbă, plină de muzică live, din păcate însă fără public. Dar pe această cale aducem mulțumiri tuturor care au luptat în linia întâi. Medicilor, asistenților sociali și tuturor care au fost acolo. Eu zic că, în general, fiecare a avut un aport și o contribuție importantă pentru eradicarea acestei pandemii și continuați să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, pentru că e necesar acest lucru. Și dacă tot am luat-o noi un pic cu nostalgie, pentru că ne va fi tare dor de dumneavoastră... Pentru că suntem la dor de voi, vă dați seama, nu? E cumva logic. Oricum, încă nu ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, rămâneți alături, pentru că seara asta continuă și noi vă promitem că ne vom simți bine și ca să nu uităm... Să-i salutăm și pe cei care ne urmăresc din staticii, pentru că Marin a și lăsat un mesaj, ne urmărește din Carolina de Nord. Da, salutări tuturor încă o dată celor care ne urmăresc peste hotare, de la noi din țară, salutări și în Statele Unite ale Americii. Vă spuneam noi că am depășit deja hotarele Europei. Bătrânul continent să rămână aici, noi vom ajunge în toate colțurile lumii cu muzica noastră, pentru că avem interpreți care cântă foarte bine live. Iar pe această cale vă mai readuc încă o dată la cunoștință că muzica este 100% live aici alături de noi. Și dacă tot am menționat mai multe țări, continente, băieții care vin să urce în scenă au reușit să cucerească publicul din nenumărate țări. Da, doamnelor și domnilor, cu dor de voi în această seară... Brio Sonores! Care-mi spune să-mi țin fruntea.
greu. Simt în brațe, le dau tare și-l sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu, copacul tău, semnată în grădina mea, încărcat de roade și de noaptea grea.
Bună seara, dragii noștri, să știți că ne-a fost foarte, foarte dor de voi. Mulțumim pentru această onorată invitație. Mulțumim foarte mult, suntem foarte bucuroși cu dor de voi. Și următoarea piesă este o piesă cu un sens adânc, o piesă în care fiecare din noi poate să se regăsească și, desigur, o piesă crescută și născută în sânul neamului nostru. Parcă-ntreabă
teie dulce mireasmă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Dragă o teie dulce mireasmă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Curge izvorul, griu răsare, acolo pe unde trec urmele tale. Pelură dorul de scea o iarbă, parcă spunde, parcă întreabă. Pelură dorul de scea o iarbă, parcă spunde, parcă întreabă. Izvorul, griu răsare, acolo pe unde trec urmele tale. Pelură dorul de scea o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Pelură dorul de scea o iarbă, parcă răspunde, parcă întreabă. Ești așa! Mulțumim de suflet, trecem de la o piesă autohtonă la încă o piesă autohtonă semnată de către dragul nostru compozitor Anatol Chiriac pe versurile marelui Grigore Vieru și, desigur, piesa care i-a dat suflet marele Ștefan Petrache, un șlagăr al tuturor timpurilor în august. Și a mea
era ca atunci ne naștem și că spuneam părea. Din august ne-am întâlnit, un tip nici știe, nici mătrii. Ca vârsta mea, ca timpul meu, când august voi trăi. Sac,
țac, țac, țac. Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Mărăița cu puiorul, țac, țac, țac. Și puiorul-i face dor, țac, țac, țac. Țac, 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 țac. Țac, 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 brios onores pentru dumneavoastră în această seară, iar tic-tac, tic-tac, încet, încet, acest proiect a ajuns la final. Ce ziceai tu că facem noi femeile cel mai bine? Lăcrimați, iubiți, sunteți aproape, sunteți alături și multe, multe alte lucruri. De fapt, dacă ar fi acum să generalizăm, voi le faceți cam pe toate. Asta da, să știi că ai dreptate, oricum, dacă e să ajungem la lacrimi, la sentimentul ăsta de nostalgie, să știi că m-a cuprins și pe mine, deoarece noi, din păcate, într-adevăr, am ajuns la sfârșit de proiect. Da, asta este, trebuie să tragem o linie concluzivă, să vedem ce a fost, ce este, ce va fi. Este foarte important însă că voi ați fost alături, voi ați fost aici aproape, pentru că, repet, acest proiect a fost pentru dumneavoastră, de la dumneavoastră, iar publicul lipsește artiștilor în mod special. Noi vă reamintim că acest național proiect Dor de Voi a fost inițiat de organizația concertistică Moldova Concert în parteneriat cu Postul Național de Televiziune sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Nu putem să plecăm de pe această scenă până a ne lor rămas bun așa cum se cuvine, până a mulțumit colegilor noștri, pentru că noi doi aici nu am fi putut fi prezenți dacă nu erau colegii operatori, mulțumim mult, dacă nu erau colegii care ne-au întâmpinat, care ne-au adus, care ne ofereau absolut toate informațiile tuturor celor care sunt, fac parte din această echipă, mulțumim pentru că ați fost aici alături de noi. Și desigur vă mulțumim dumneavoastră că ați ales seara de seară de duminică să fiți alături de noi, împărtășind emoțiile și sentimentul de dor alături de cei mai îndrăgiți artiști din Republica Moldova. Și știi cum se face? Cel mai bine e, pleacă, nu te uita înapoi pentru că o să doară și mai tare. Cu respect, cu dor de voi, cu mult drag, vă îmbrățișăm. Daniela Crudu, Ion Jalbă, toate cele bune, cu dor de voi. La revedere, o seară frumoasă!